Nicolae Mișulec, președintele Asociației Proprietarilor de Păduri Maramureș, trage un semnal de alarmă asupra necesității trecerii drumurilor forestiere din domeniul public al statului în proprietatea consiliilor județene sau a consiliilor locale. Acesta spune că în acest fel le-ar fi mai ușor autorităților locale să acceseze fonduri europene pentru modernizarea acestor drumuri. Am gândit așa idee, eu care nu am multă școală, am zis așa, de ce nu se inițiază un proiect de lege? Parlamentul poate să inițieze un proiect de lege care să spună toți cei care doresc să transfere de la statul român drumurile astea forestiere spre administrare, spre proprietatea Consiliului Județean, spre proprietatea Consiliului Locale, ca să poată accesa aceste fonduri europene, să se transfere odată prin lege. A dat o lege, un termen, fiecare primărie să-și facă un inventar, fiecare Consiliu Județean să-și facă inventar de viitor pentru a face proiecte și au dat o lege și au transferat toate aceste drumuri care sunt ale statului, ele sunt ale statului, sunt administrate de Romsilva. Romsilva nu poate să le modernizeze. Romsilva nu are nici, poate nici interes să le modernizeze. Dar au interese comunitățile locale, au interesele comunitățile județene să modernizeze aceste drumuri și atunci poate și parlamentarii de Maramureș să organizeze, să inițieze o această lege și ne vom trezi că putem accesa fonduri europene și să mișcăm, că ne place să spunem, să mișcăm Maramureșul, să mișcăm România și să facem ceva pentru această țară. Președintele Asociației Proprietarilor de Păduri Maramureș are câteva recomandări și pentru proprietarii de păduri pentru a beneficia de subvențiile care li se cuvin potrivit legii. De asta vreau să spun proprietarilor de pădure că anul ăsta, 2022, să aibă răbdare. Cei care n-au amenajamente silvice să încerce să-și facă amenajamentele silvice, să-și caute firmă și să se întocmească amenajamentele silvice și să depună până în iunie 15 documentația pentru a beneficia de această subvenție pe parc. În al doilea rând, pentru a beneficia de măsura 15, proprietarii de pădure trebuie să-și întocmească documentație și să facă o simplă asociere, că aici deja trebuie să ai 100 de hectare ca să beneficiezi și de la APIA subvenție. Și atunci, făcând această documentație, trebuie o asociație simplă la un notar pentru a obține acești bani, poți să obții acești bani, că dacă stau acasă și nu se interesează și nu se întreabă de mine, de cei care totuși cât de cât cunoaștem legislația, nu vor fi beneficiari de acestor subvenții, atât de la APIA, cât de la Parcul Munții Maramureșului, și nu vor avea bani sau nu vor avea, la urma urmei, bani, pentru că de asta dețin proprietățile.